Bine ați venit pe canalul Află ce vrei să știi! Bianca de la Puterea Dragostei a revenit în mediul online după o perioadă de aproape 2 luni în care a lipsit. Concurenta a răspuns tuturor întrebărilor. Bianca a făcut un live pe YouTube și a vorbit despre cum este viața ei. Apariția ei a stârnit controverse, iar mulți fani au întrebat-o dacă este vânătă la ochi. Bianca de la Puterea Dragostei și-a îngrijorat fanii. Tânăra părea că este vânătă la ochi în live-ul făcut. Cum le-a explicat celor care o urmăresc în cadrul show-ului Puterea Dragostei totul, veți putea afla urmărind în continuare acest videoclip. Știm deja că Bianca de la Puterea Dragostei este una dintre cele mai controversate personaje din cadrul show-ului. Aceasta și-a făcut apariția în live foarte palidă, slăbită și cu ochiul vânăt. De fapt, aceasta plânsese foarte mult înainte, machiajul i s-a întins, iar lumina din camera în care s-a filmat nu a ajutat-o deloc. Din păcate, cei care urmăresc emisiunea știu că relația dintre ea și fostul ei iubit este încă tensionată. Tânăra ar face orice să-l aducă înapoi, în timp ce el îi spune în față că este pregătit să treacă mai departe și să cunoască și alte fete. Relația lor s-a terminat destul de scandalos după 9 luni. Fanii sunt alături de ea, chiar dacă misiunea ei de acum pare imposibilă, așa că o încurajează și îi poartă de grijă constant. Hai să vă spun ce s-a întâmplat în ultimul timp. Ce mai este cu mine? Nu sunt vânătă la ochi. M-am machiat cu mov, am și plâns. Tușul meu este foarte enervant. Azi am plâns și nu m-am șters bine. Sunt neagră la ochi, de la tuș. Am plâns de 2-3 ori. O să vedeți și de ce. Am avut o perioadă grea, însă acum sunt fericită. Dar după perioada asta proastă, reușesc să vorbesc cu voi. O să vă povestesc ce s-a întâmplat. Nu mi-a spart Livia în telefonul. Nu cred că o să mai fie ceva între noi în emisiune. Însă vrem să încercăm afară. Vrem să consumăm tot ce este de consumat, a spus Bianca în vlogul ei. Bianca nu a fost prezentă în emisiune. Andreea Mantea a vrut să știe mai multe despre lipsa ei. Bianca a decis să nu vină astăzi pe motiv că o doare capul. Dar știm că nu e ăsta adevărul, nu-i așa, Livian? A întrebat Andreea Mantea. Deși a ezitat la început, Livian a explicat de ce fosta lui iubită nu a vrut să fie prezentă la filmări. A fost supărată ieri. Ne-am oprit acolo pe hol. Bianca era supărată, nu prea vorbea cu mine și i-am atras atenția că nu ar trebui să zică ce a vorbit cu Diana. Ea mi-a zis să o lasă să se liniștească. N-am vorbit mare lucru, a mărturisit Livian. Cum n-ați vorbit mare lucru? Plângea, mai bine zis, bocea. Era un bocet, un plâns cu voce tare, a adăugat moderatoarea emisiunii. Plângea și în timp ce plângea, spunea că nu poate să aibă încredere pentru că de cine se apropie e dezamăgită. Așa zicea, a mai spus fostul iubit al Biancăi. Bianca a postat recent și un mesaj împrumutat de pe net, însă toți susținătorii s-au prins că e pentru Livian. Bianca nu și-l poate scoate din cap pe cel care a fost iubit, iar postarea ei de pe Instagram nu face decât să întărească asta. Mesajul postat de concurentă pe Instagram este următorul. Un mesaj de dimineață nu înseamnă doar bună dimineața. Înseamnă și mă gândesc la tine când mă trezesc. Susținătorii Biancăi nu au putut să nu remarce că de când povestea ei de dragoste cu Livian s-a încheiat, pare cu totul alt om. Mereu îngândurată, Bianca încearcă din răsputeri să pară că situația atât de complicată în care se află viața ei amoroasă nu o afectează. Însă cei care o cunosc și-au dat seama că nu e deloc așa. Tot speră ca, într-un final, Bianca și Livian vor reveni unul în brațele celuilalt după ce își vor da seama că sunt făcuți să fie împreună. La revedere, pe curând!